Da, domnule. Și așa. Și așa, și așa. Și așa, cum vă ziceam. Zona de confort. Așadar, și prin urmare, te salut, măi publicule, te salut cu tot respectul și cu toată dragostea, da, cu toată dragostea de care sunt eu capabil, că la urma urmei sunt și eu un om, asta înseamnă că am și eu limitele mele, am și eu tavanele mele, le-am și eu pastea pe alelalte, mă rog, și cum s-or mai numi ele. Zona de confort. Așadar, și prin urmare, dacă ești puțin trecut peste ora 11, dacă ești pe zoo, dacă tu ești tu, dacă ai urechi de auzit, da, și inimi de simțit, asta înseamnă că zona de confort poate, domnule, să înceapă liniștită. Zona de confort. Da, a început zona de confort, programul nocturn liniștitor radiofonic sau barul nostru de noapte, așa cum am început să-i zic de ceva timp încoace, barul nostru special, barul nostru al ăstora care facem parte din frăția nopții, bineînțeles, al ăstora din haita de confort. Sau cum vreți voi să-i mai spunem. Zona de confort. Oricum s-ar numi el, eu v-aș ruga frumos să vă prelingeți ușor, ușor, sau să alunecați. Uite, e mai fericită formularea asta. Să alunecați de pe unde sunteți voi, din mașini, din paturi, de pe canapele, de la muncă. Să alunecați ușor, ușor către radio și să redescoperim cât de frumos poate să fie radioul și noaptea la urma urmei. Dați-i o șansă radioului de noapte, domnule. Ce Dumnezeu! Dar numai ziua! Haideți să mai ascultăm și noaptea, pentru că aici este păsăroiul dumneavoastră de noapte, barmanul dumneavoastră radiofonic, Vlad Răgulin. Și mi-a fost foarte dor de voi. Emisiunea asta e pentru noi până la urma urmei. Pentru oamenii nopții. Pentru noi ăștia care avem cumva creierele puțin mai speciale, care avem sufletele puțin mai speciale, ăstora de ne place să ne uităm pe pereți așa și să stăm să ne gândim la versii uscate, la ce ar fi fost dacă, la ce aș fi putut spune dacă și la multe altele, la noi, la ei, la ele, mă rog, în fin. Zona de confort. Cam despre asta este vorba în zona de confort. Sunt foarte fericit, trebuie să recunosc că, uite, cred că e pentru prima oară când spun la zona de confort că sunt fericit. Sunt fericit din două motive. Unul dintre motive ar fi că suntem pe ultima 100 de metri cu noul spectacol de teatru, Casa de Modă se numește, o să avem premiera marți la Opera din Timișoara, unde vă aștept. Mai avem și la Sibiu, și la Ploiești, și la Brașov. Mă rog, interesați-vă, dacă vă place teatru, vă așteptăm și pe la teatru. Dar sunt foarte încântat pentru că, băi, nu mi se întâmplă des să fiu mulțumit de mine. Mi se pare că sunt cumva într-un pericol, sunt într-o capcană. Mi se pare că ceva nu e în regulă, pentru că pentru prima oară sunt foarte mulțumit de ceea ce fac acolo la teatru. Mă rog, și al doilea motiv pentru care sunt fericit este că în sfârșit am terminat Naruto și Puden. Da, eu mă uit la anime-uri, mă uit la desene din alea japoneze, mă rog, desene cu karate. Nu sunt chiar niște desene cu karate, dar nu să intru acum în polemica asta. Ideea este că am reușit să spun că sunt fericit că am terminat Naruto și Puden, pentru că seria aia are 500 de episoade. Deci mă chinui de vreo 3 luni. Și în sfârșit am terminat-o. Și de asta sunt foarte liniștit acum, nu știu ce să mai fac cu atâta timp liber, sincer. Și de asta avem un număr de telefon de WhatsApp 0747221815 și vreau să, în primul rând, să văd dacă nu cumva vorbesc la pereți sau nu, sau dacă am mușterii cu care să facem o emisie confortabilă în seara asta. Și vreau să-mi spuneți aici la 0747221815 care este cel mai lung serial la care v-ați înscris vreodată. Ăla de nu se mai termină, așa cum v-am povestit eu. M-am uitat la un serial care are 500 de episoade și l-am văzut pe tot, efectiv pe tot. N-am scăpat nici măcar un episod. Dar tu, măi publicule, la ce te-ai înscris? Care a fost cel mai lung serial la care te-ai, pe care l-ai văzut vreodată? Aștept mesajul tău aici pe WhatsApp-ul emisiunii la 0747221815. Și bineînțeles avem și cheia
către esența acestei emisiuni, adică dialogul, iar cheia este 021 409 1900. Ăsta este numărul de telefon la care poți să suni și poți să intri în direct cu mine aici și la Radio Zoo, miercuri spre joi, în twilight-ul acestor zile, și să vorbim de preferat pe marginea subiectului pe care urmează să-l propun. Știu că sunteți cu toții arzi de nerăbdare publicule să auzi despre ce este vorba. Ideea este că, în cazul în care n-ai ascultat Radio Zoo acum jumătate de oră când s-a vorbit puțin despre subiect, am văzut niște story-uri acum câteva zile ale unei foste iubite de ale mele, care s-a măritat. Și spun asta pentru că, mă rog, ea a fost destul de specială pentru mine, pentru că cu ea am făcut ceva ce nu am făcut niciodată, adică mă refer la a da un buchet de flori unei fete. Întotdeauna am avut preconcepția asta, aveam eu principiul ăsta că, domnule, eu nu dau flori. Mi se pare efectiv o tâmpenie să dai flori. Cine se bucură la flori? Adică de ce să vrei atât de mult niște flori din partea bărbatului cu care ești? Ce ți se pare așa de extraordinar? Mi s-a părut așa că e o chestie de asta de minte scurtă, efectiv. Și am zis, eu nu mă aliniez la genul ăsta de manifestări. Eu îmi manifest afecțiunea cu totul și cu totul altfel. Și asta a fost o prejudecată, pentru că cu ea am spus, băi, nu, uite, că ea tot îmi spune că îi plac foarte mult florile, hai să fac treaba asta. Bine, n-a venit de la mine, a venit de la psihologa mea. Că mă duceam la psiholog în perioada aia, acum mă mai duc, acum sunt bine. Am înfrânt. Da. Și, doamna psihologă, crei mulțumesc pentru treaba asta, mi-a zis, bă, da, dacă îi plac atât de mult, de ce nu faci pasul ăsta? De ce nu iei fete alea flori? Ce e așa greu? Și mă rog, am decis să fac acest pas și nu a fost ușor, pe bune, chiar nu a fost ușor, pentru că m-am dus frumos la o insuliță de aia dintr-un Carrefour, acolo unde erau foarte multe flori. Ba chiar eu am ales florile foarte frumos, adică eu am ales și ambalajul ăla în care cuprindea florile și așa, adică chiar mă pricepeam. Da, uite, vezi, dacă aveam principiul ăsta tâmpit în care am crezut atâta timp, n-am putut să manifest talentul ăsta. În fine, și spun că a fost greu pentru că înaintea mea era un domn pe la vreo 50 de ani cu doamna sa, care și ei se pregăteau să ia un buchet de flori. Ideea este că el lua pentru ea, dar ea era lângă el. Și dicta efectiv, îi dicta cum, ce flori vrea. Și omul ăla se conforma efectiv, dar era la modul autoritar și m-a speriat puțin, pentru că era la modul nu vreau cu foaia aia. Nu vreau să fie mov. Deci foaia aia vreau să fie mov. Și omul ăla zicea, da, faceți mov. Și nu cu florile alea, nu cu florile alea. I-am trei flori de alea, i-am de culoarea aia. Și cumva mă uitam așa la omul ăla, la bărbatul respectiv, care era efectiv cătrănit și cu și sub papuc. Și mă gândeam, vai, Doamne, nu pot să cred, dar de ce mi-arăți acum, fix acum, de ce mi-arăți acum scena asta? Dar am trecut peste și am zis, nu. Ăla nu sunt eu, bărbatul ăla din față, bărbatul ăla nu sunt eu. În primul rând că tipa cu care eram eu era cu totul și cu totul altfel, nu era cotropitoare. Dar am luat florile și am descoperit că am făcut o mare bucurie, culme. Am făcut o mare bucurie și mi-am dat seama că acel principiu în care credeam eu și puteam să-l argumentez cu braț de fier, era de fapt o tâmpenie, pe care dacă l-am scuturat puțin, nu mai rămăsese nimic decât o slăbănoagă și cam atât. Și cred că asta facem cu toții. Pentru că avem niște convingeri puternice câteodată. Noi credem lucruri, avem niște seturi de valori pe care le considerăm de piatră, de nestrămutat. Dar uite că vine un cutremur în viața noastră și ne cam dă peste cap tot sistemul ăsta de valori.
Și practic ne schimbă totul și suntem nevoiți să ne dăm cumva reconfigurare traseu, ca să vorbesc așa pe înțelesul tuturor, să ne reconstruim momentele în care realizezi că ai trăit ca într-un fel de minciună. Momente care, nu știu, în care nu mai ai busolă. Practic s-au schimbat apele și trebuie să schimbi și tu barca. Așadar și prin urmare, măi publicule, ca să nu te mai țin în suspans, ce credeai că este important și de fapt nu era important? 021 409 1900. Fie că vorbim de contul din bancă, fie că vorbim de laude, fie că vorbim de un anume tip de distracție, fie că vorbim de părerea oamenilor despre noi sau, mă rog, a anumitor oameni, sau fie că vorbim de dorința asta de a fi înconjurat de mulți prieteni, de a avea mulți prieteni, fie că vorbim de o anumită facultate, fie că vorbim de o anumită diplomă, sau, nu știu, poate că era important la un moment dat să ai o agendă plină, să fii tipul ăsta de om modern, super ocupat, care să n-aibă timp niciodată, mereu cu treabă, mereu în stânga, mereu în dreapta. Fie că vorbim de statut, fie că vorbim de putere, jobul, mușchii, mașina, vacanța, sau pe el, sau pe ea, știu și eu, care erau lucrurile alea neimportante care te-au măcinat la un moment dat, care te-au acaparat și ți-au și dat comportamentul peste cap la un moment dat, nu ți-au dictat comportamentul la un moment dat al vieții tale. 021 409 1900. De ce idee tâmpită te-ai ținut tu la un moment dat? Pentru că noi adeseori tindem să plecăm genunchiul în fața unei idei false, de care ne convingem și pe noi înșine că ar fi adevărat. Suntem atât de convingători în a argumenta încât ajunge să credem și noi minciuna respectivă. Și deja minciuna e parte de noi. Minciuna e practic lipită de sufletul nostru ca timbru de scrisoare, încât abia o mai putem repera pe radarul nostru. Ne hrănim din niște idei ca și cum am fi conectați la niște aparate artificiale. Bun, așadar și prin urmare, măi publicule, care erau lucrurile neimportante care te-au măcinat la un moment dat? Ce credeai că este important și de fapt nu era important? Nici nu mai e prea mult de stăruit pe treaba asta. Avem număr de WhatsApp 0747 221 815, avem număr de telefon 021 409 1900. Avem subiect, după cum arată și WhatsApp-ul emisiunii, pare că avem și oameni și, bineînțeles, pentru că suntem la radio și pentru că suntem în zona asta de twilight radiofonică, pentru că, na, acum majoritatea sau toți oamenii de radio din România se duc la culcare. Dar nu e nicio problemă, pentru că atunci când oamenii de radio merg la culcare, Vlad Drăgulin este aici la ZU. Și spunem primul alo, ești în aer, omule, la zona de confort. Bună, Vlad. Alo, să rămână, ești în aer, la zona de confort. Te salut, cetățeanu. Da, te-am ascultat mai devreme, nu obișnuiesc să ascult radio, dar mi s-a părut foarte interesantă povestea ta cu florile și cu fata specială. Incredibil, un suflet câștigat aici la radio. Da, îți mulțumesc, mă topesc, efectivamente mă topesc și îți mulțumesc. Tind să nu cred, dar să zicem. Că mă topesc? Vrei să mă topesc acum la radio? Da, nu da, pot vreau, acum, da, nu da, pot da, acum, vrei să mă topesc? Da. Da, mi s-a părut foarte interesantă povestea și mi s-a părut și că ai fost, nu știu, curajos să povestești asta. Poate ce? Fata respectivă chiar se uită și chiar apreciază faptul că a rămas în mintea ta și după atâta timp. A rămas, se bucură, cu siguranță. Asta acum e măritată, oricum nu mai contează. Chiar dacă nu mai contează, să știi că e un lucru important pentru orice femeie, să știi că a fost important în viața unui bărbat. Da. Iar în legătură cu principiile astea peste care trecem de cele mai multe ori, vreau să spun că sunt total de acord cu tine. Mulțumesc. În viața asta și eu am trecut peste câteva principii, mai devreme sau mai târziu.
De alea de care te țineai, nu? Te țineai cu dinții de ele și le considerai foarte importante. De care mă țineam încă din copilărie. Care erau principiile respective? Asta un exemplu care îmi vine în minte acum, că tot am vorbit despre flori, relații, iubire, căsătorie și despre... De exemplu, mi-am promis mie că eu niciodată nu mă voi îndrăgosti de un băiat dacă el nu o va face pentru prima oară. Și s-a întâmplat asta. Stai, dacă adică te referai, adică aveai nevoie de virginitatea lui? Asta era ca el să fie virgin? Nu, am înțeles aveam greșit. Aveam nevoie ca el să fie îndrăgostit de mine înainte să o fac eu. Păi așa zi, nu prima oară, că uite, vezi, mintea mea se duce în tot felul de... Na. Asta e, bine ai venit la radio de noapte. O seară bună tuturor. Nu era vorba despre asta, era vorba despre faptul că niciodată nu mi-aș fi dorit. Și, mă rog, cred că cumva suntem toți egoiști din punctul ăsta de vedere. Nu ne dorim să ne îndrăgostim noi primii de persoana respectivă, atât timp cât nu vedem și din partea lor sentimente. Dar ăsta este un principiu peste care am trecut, pentru că s-a întâmplat să mă îndrăgostesc eu pentru prima oară și chiar să fie bine. Dar știi că principiile astea, în general... sunt făcute la un moment dat ca niște promisiuni la suferință. Atunci când suferim, când cineva ne face să exact. Suferim foarte tare, atunci exact. Ne propitem niște lucruri. Spunem, eu niciodată, uite, cum ai spus tu, niciodată nu mă voi îndrăgosti prima. Îl voi lăsa pe el să se exact. Îndrăgostească de mine și după care eu, în mod miraculos, îmi voi forța sufletul și mă voi îndrăgosti și eu de el. Eu nu știu cum... Nu știu cum e posibil asta, adică după ce îl vezi pe unul... Nu e posibil, doar că sunt niște principii, eu ne îndrăgostindu-mă niciodată, în momentul în care mi-am spus asta, avem impresia că e ceva posibil. Da. Aveam impresia că se poate. Da, de ce crezi? De unde crezi că a înrăurit acest principiu? Din frică, teamă? Ai văzut la altcineva? Exact, probabil cumva am fost influențată de faptul că persoanele din jurul meu au făcut treaba asta, au avut de suferit, cum ai spus și tu, că există riscul de a suferi foarte tare după și atunci cumva mi-am pus un lacăt pe inimă, deși nu încercase nimeni să-l deschidă. Deci tu n-ai văzut la tine, ai văzut la alții? Am văzut cum la sufereau alții. Și ai zis, eu nu vreau așa. Eu... Exact, și atunci am zis, dar am trecut peste și așa că... Păi cum ai trecut peste? Cum ți s-a întâmplat? Adică probabil că mi s-a întâmplat să mă... Tocmai, atunci am realizat că peste chestia asta treci doar dacă, efectiv, te lași purtat de val. Adică exact așa cum ți s-a întâmplat ție cu florile, mi s-a întâmplat și mie cu îndrăgostitul de cineva, fără voia mea. Adică, în momentul în care se întâmplă... Nu pot să cred, uite-te și tu. Na, acum nu mă mai topesc, îmi pare rău după genul ăsta de momente, mi închizi în nas chiar așa, mă seduci și mă abandonezi. E și prima venită, uite, tot vorbeam de primul. E și prima venită aici și în ediția din seara asta la radio. În fine, așadar și prin urmare, măi publicule, se dă iar chemare aici la echipa de confort, la haita de confort, 021 409 1900. Care sunt lucrurile neimportante care te-au măcinat la un moment dat? Care te-au acaparat? Care ți-au acaparat mintea, știu și eu? 021-409-1900. M-a pus pe gânduri subiectul, nu spun cam la ce interval am dăruit o floare, însă cu siguranță ar trebui să o fac mai des. Păi uite, putem să vorbim și despre asta, de ce nu? Așadar și prin urmare, măi, publicule, 021-409-1900. Despre ideile astea năstrușnice, despre ideile astea tâmpite care ne mai acaparează din când în când, de care ne ținem zile, săptămâni, ani, luni, vieți, o viață întreagă trăim în minciună. Care sunt lucrurile neimportante care ne-au acaparat la un moment dat? 021-409-1900. Nu știu, că la un moment dat eu trebuie să am bani, eu trebuie să fiu tank financiar, eu trebuie să fiu șmecher, eu trebuie să fiu... Sau pe mine trebuie să mă placă toată lumea. Și asta e ceva neimportant, după părerea mea. Nu trebuie să te placă toată lumea, nici n-are cum să te placă toată lumea. Citisem eu la un moment dat o carte despre actorul ăla Ștefan Iordache, Dumnezeu să-l ierte, care se spunea că... Lui Ștefan Iordache se spunea cel mai iubit dintre colegi.
Și așa am încercat și eu în primii ani de facultate, încercam să fiu cel mai iubit dintre colegi. Nu se poate. Tu, măi publicule, care sunt lucrurile neimportante care te-au măcinat la un moment dat? Lucruri neimportante, domnule, care te-au acaparat și ți-au dictat comportamentul într-un segment din viața ta. 021-409-1900. Ia, sunt măritată, pitic. Chiar se simte energia ta pozitivă în vocea ta în seara asta. Păi și de ce mi-ai spus că ești măritată? Că nu înțeleg. Ok, îți mulțumesc mult de tot. Mulțumesc de informații. Salutare, păi exact ce ai spus tu la asta mă uitam și eu cel mai lung. Vorbea de Naruto. Da, deci și tu ai trecut prin același chin prin care am trecut și eu. Salut, Vlad! Cel mai lung serial la care m-am uitat a fost Supernatural. Băi, sunt foarte multe timp să ai. Ar trebui să-mi dau demisia de peste tot să nu mai fac nimic. Salut, Drăgulin Vali din UK. Cel mai lung mi s-a părut The Blacklist. Sau Suits. Da, și ăla. Dar uite că nu l-am terminat. N-am putut să termin Suits. Am văzut seria Seinfeld de câteva ori. Dar când eram mic, anii 90, mă uitam la Young and Restless. Nu știu dacă s-a terminat. Băi, cred că s-a terminat, da. Cred că s-a terminat până la urmă. Eu am trecut prin pubertate și am uitat de el. Irina de la AB. Mă rog, orice ar însemna asta. Cred că Dallas-ul a fost cel mai lung serial. Seară frumoasă, dragilor. Așadar și prin urmare, măi publicule, ideea este ca această emisie să nu fie un monolog de două ore, ci să fie un dialog. Iar cheia către dialog este numărul de telefon 021-409-1900. Așadar și prin urmare, măi publicule, ce credeai că este important? Și de fapt nu era așa de important. Cărui lucru te-ai dedicat la un moment dat și după aia ți-ai dat seama că, bă, dar de ce am făcut eu asta? Că nu meritau. Care lucruri din viața noastră nu meritau atâta efort? 021-409-1900. How I Met Your Mother, spune cineva, apropo de seriale din astea lungi. Salut, Drăgulin! Dacă ai terminat Naruto, poți să începi și Boruto, da, mulțumesc mult de tot, încă 300 de episoade, nu, mersi. Am început să văd tot un anime, One Piece, care are peste 1000 de episoade. Nu! Naruto l-am terminat acum câțiva ani, mamă, ești efectiv campion. Și dar și prin urmare, măi publicule, 021-409-1900. Ce credeai că este important și de fapt nu era important? 021-409-1900. Și de altfel, dacă vreți să-mi scrieți, dacă aveți întrebări pentru omul care sper că va fi la telefon, 0747-221815. Ăsta e numărul de WhatsApp. Dacă aveți întrebări pentru mine sau pentru omul cu care, încă o dată, voi fi la telefon. Drăguline, te ascult din mașină și vreau să zic că îți meriți din plin salariu. Tudor de la Vâlcea. Îți mulțumesc mult de tot. Astea sunt niște confirmări. Da, trebuie să vin așa puțin. Bună, te ascult cu drag. Mamă, vă mulțumesc mult de tot. Într-adevăr, sună cineva, dar sună pe un telefon mobil care e aici la radio, dar nu mă ajută. Oameni buni, măi, publicule, mai zic, 021-409-1900. Ce credeai că este important și de fapt nu era important? Contul din bancă, laudele, un anume tip de distracție, părerea oamenilor sau anumitor oameni, prieteni, o facultate anume, o diplomă anume, o agendă încărcată, jobul, mușchii, mașina, vacanța. Ia să vedem, că avem un cetățean. Alo, te salut, cetățene. Seară bună. Seară bună. Scuze. Nu să... Nu vine să crezi. Ați încurcat emisiune. Ce țigănie
e prostia asta, că m-a luat după prieten fotbalist de performant. Da, mă rog, domnii, probabil că... Alo! Salut, Vlad! Te salut cu deosebit respect, omule! Bine ai venit la zona de confort, ești stratosferic! În fine, mergem mai departe, așadar și prin urmare, măi publicule, 0214091900. Ce credeai că este important și de fapt nu era important? Despre asta vorbim astăzi. Salut, Vlad, am și eu un prieten bun, ce coincidență, tot din Buzău, da? Să trăiți. Alo, ești în aer la zona de confort. Să trăiești. Nu știu cum am atins, s-o întrerup. Așa, bun. Vorbeam în seara asta la zona de confort, vorbeam despre lucrurile... Despre să dai flori. Nu. Nu, ați ratat-o puțin. Ați ratat-o puțin. Păi, nu ăsta era subiect. A zis că ți se pare aiurea să dai flori. A, sigur. Păi dacă îți place o margaretă... Nu, cât era un buchetel de margarete luat de la colțul? Păi vedeți că trebuia să ascultați. Ce s-a... Trebuia să ascultați până la capăt. Că am zis că până la urmă l-am dat. Și un gest foarte frumos. Bine că se trag de urechi. N-aveți cum, că am căștile pe urechi. Bun, dumneavoastră, ce faceți acum? Mi-am făcut duș. Mâine mă duc la notar să... Să ce? Divorț? Să... Nu. Să împachetez apartamentul. Cum muri de treia maică-mea și n-am găsit asta. Nu-i pula mea. Poftim? Scuze, ați consumat ceva? Ați băut ceva? Ați luat ceva la bord? Am consumat multe stres. Azi noapte, deci, în fiecare oră m-am trezit. Super. Pare că nu v-ați trezit nici acum, dacă mă întrebați pe mine. Nu! Am mai consumat nimic, să zic. Doamne, deci asta este, da, este absolut o minune. Este absolut o minune. Faceți, vă am potriviți fost, perfect. Am fost la Muzeul Bruckenthal când a fost Radio Zoo cu caravana. Adică astăvară. Da. Da. Și am prins ultimii 20 de minute. Ultimii 20 de mii de euro. Nu, 20 de minute. Am plecat greu din Cernăvie, că sunt la 10 km de Cernăvie. Super. Ia spuneți, ce credeați dumneavoastră că este important în viața asta și de fapt nu era important? Alegeți câteva din ele. Uite, cum a fost povestea cu florile, m-a luat așa după prieteni și am zis... Așa? Păi ce v-au zis prietenii dumneavoastră? Am considerat că e frumos să oferi o floare, că înghivești să ține mai mult. Păi de-aia tăiată, trandafir, am plimbat flori cu camionul. De la cod, de la Răchiu, că aveam... Ce să mai zici, ce să mai zici pe tot? Ce vi s-a părut dumneavoastră? E că este simpatic. Da, bine. Și dumneavoastră este simpatic, foc, dar sunteți puțin pe pereți, dacă mă întrebați pe mine. Aoleu, asta este o noapte fatidică. E și începusem atât de bine, tocmai spusesem că, Doamne, că sunt fericit, hai că... Alo? Ești în aer? Bună seara. Da, bună seara, sunteți în aer, stratosferic, sunteți la Radio Zoo. Bună seara, Marius din Pitești. Da, te salut, Marius. Ce credeai că este important și de fapt nu era așa de important, omule? Domnule, am crezut toată viața că important este să faci dragoste minim 50 de minute. Minim 50 de minute? Ai crezut că este important să faci dragoste, adică o partidă de amor, nu? Da. Și, de fapt, adică te-ai antrenat în sensul ăsta sau cum? Da, toată viața. Vă dați toată viața însemnând de pe la ce vârstă? De la 15-16. Până la ce vârstă? 32. Și la 32 ai avut parte de această epifanie? Da, mi-am dat seama că contează calitatea. Că nu de contează de atât de mult, nu? Da, îți spunea că, bă, m-am plictisit sau ce se întâmpla? Adormea una dintre părți sau? Da, la un moment dat devenea o monotonie, așa. Devenea o monotonie. Era necesar să încercăm să schimbăm pozițiile, să stăm de pe una pe alta.
Și asta se întâmpla cu iubita ta sau aveai relații din astea pasagere? Adică cum arăta viața ta? Iubita și iubitul. Sau erai singur în toate momentele astea în care făceai dragoste? 50 de minute erai de unul singur. Dar la antrenament eram și singur, după aia, dar la antrenament. Deci chiar ai cunoscut. Tu ce construiești acum? În ce sens? Blocuri sau la ce vreți? Nu la blocuri, că probabil că nu e cazul. Tu, în viața ta, din punct de vedere filozofic, ce construiești? Încerc să găsesc o traiectorie asupra vieții, pentru că... Nu, ți-ai dedicat prea mult timp. Ăstuia cu 50 de minute, partida de amor, și n-ai mai avut timp și de alte arii ale vieții tale, nu? Și acum trebuie să-ți găsești o altă busolă. Consider că e important, face parte din ciclul vieții. Este important, într-adevăr. Este important să ai o busolă. Pare că astăzi nu prea are nimeni o busolă, dacă mă întrebați pe mine. Băi, oameni buni, ce-i cu voi? Alo, ești în aer, la zona de confort. Aștept. Stratosferic. Ai terminat deja cu... Hai, de capul meu, nu se poate, nu. Se pare un vis urât, efectiv. Aolo. Bun, salut Vlad. Am și eu un prieten, hai să vedem ce zice cineva aici la 0747221815. Apropo, avem și parte de Vision Radio. Am și eu un prieten bun, coincidență, tot din Buzău. Așa era și el cu florile, nici să nu audă sau să le atingă. Nu mai știu cum o mai fi acum, că de vreo 17 ani eu sunt în Londra, el în Miami. Chiar am să-l întreb. Da, super, mă bucur. Dar nu despre flori e vorba în emisia asta. Vorbim despre lucrurile pe care noi le credeam importante și de fapt nu erau atât de importante. Da, mi-e și frică să mai răspund la telefon. Alo, ești în aer la zona de confort. Ia. Alo. Îmi erai simpatic când erai cu buzdu și morar de dimineață. Păi, acum am și o treabă. Păi, nu vreau să-ți încurc treaba. Păi, pare că mi-o curcați. Cu băiatul record, cu 50 de minute. Pare că... Așa, ce-i cu el? Păi, era prostie, aici, idioțenie. Așa o văd. Este nouă idioțenie. Păi, durează 20 de minute, o jumătate de oră, câte țâne balamalele. Nu, efectiv astăzi este o seară fatidică, îmi pare rău. Astăzi nu este o zi bună pentru a face radio noaptea. Se pare că am trezit foarte mulți demoni. Adică am zis eu frăția nopții, v-am zis eu că facem aici un bar frumos de noapte, radiofonic, mișto, spre care să ne prelingem toți, să venim frumos, dar să vorbim ca oamenii. Bun, hai să vedem ce ne mai aduce sorocul. Să vedem cu ce altă creatură a nopții mai vorbim. 021 409 1900. Vă aștept pe toți să vorbim, să discutăm despre lucruri, despre orice, practic. Da. Vă salut, bună seara, domnul Vlad. Da, cu deosebit respect, omule. Ia spune, tu ești bine? Eu... am râs până acum de toți ăștia cu care ați vorbit până acum. Da, este un vis. Este un vis. Pare că dintr-un moment în altul trebuie să-mi sune alarma să mă trezesc. Am înțeles. Și referitor la ce a zis, nevasta pentru mine a fost shutdown. Deci l-a dat. Păi stai, ce... exact. Stai puțin, ce înseamnă shutdown? Adică pe nevasta o credea importantă. Da, și de fapt ea nu era. Era o... Nici nu știu cum să mă exprim, că sunt așa un pic. Lasă că deja s-au exprimat alții. Stai liniștit. Da, deci da, m-a dezamăgit total. Nu de punct, dacă mă dezamăgea cu altul, crede-mă că nu mă supăra. Da, dar cu cine te-a dezamăgit? Cu omul ăla care făcea dragoste 50 de minute? Sau cu cine? Nu, nici atât. Gen la modul de... La modul de face rău așa prin simplu fapt că s-a dus la poliție. Stai puțin, stai că... să o luăm, hai să o luăm de la capăt. Cum te-ai cunoscut tu cu ea? Hai să o luăm așa ca... Printr-un prieten Printr-un prieten al meu.
mi-a zis, dar să zic și cum am cunoscut-o, gen, bă, vrei să o bulești pe una? Wow, efectiv. Și eu, bineînțeles, că am zis, bă, frate, dai seama, cum eram noi aici, București, chestia, așa ți-a zis, dar tu, dar te-a bulit ea pe tine, în sensul că te-ai îndrăgostit de ea, nu? Nu neapărat de asta. Păi ai luat-o de nevastă. E așa pe toată lumea de nevastă? Fără să te îndrăgostești? Nu, sub nicio formă. Avea case, avea apartamente. Am vândut apartamentul, bineînțeles că l-am vândut, dar s-a pus banii și nu mai e bine acum. Stai, domne, puțin. Și cum v-ați despărțit? Adică, bun, te-ai cu... Mă rog, ați devenit un cuplu, ca să mă exprim așa. Da, am devenit un cuplu. Avem doi copii. Deși... Deci e groasă treaba. Deci nu e rea. Dar pe parcursul timpului ea s-a schimbat total într-o gelozie de aia cruntă. Dar stai, pe parcursul timpului, ca să te citez... Tu nu te-ai îndrăgostit de ea? N-a, sufletul tău n-a mișcat nimic? Nu, sincer, nu. Ok, ești de piatră. Nu sunt chestiile, la de, așa, cel puțin așa am simțit-o atunci. Ea o femeie mai plinuță, la vreo 90 de chile, cât avea ea atunci. Da, nu pot să zic că e urâtă sau că, da, e o femeie rea. Adică, într-o gelozie de aia cruntă, să nu ies, dacă ies afară... Eu lucrez pe Uber, pe Bolt, pe astea, pe aplicațiile astea, și am contact cu fel și fel de oameni, îți dai seama. Da, și cu fel și fel de femei. Exact. Și care a fost cea mai ciudată, care a fost cea mai ciudată întâmplare de pe Uber? Dacă zic una, Vlad, de... Zi, dar hai totuși să evităm cuvinte de genul bulesc, adică în sensul ăsta, hai totuși să păstrăm oarecare decență, că mi se pare că sunt cu Ovidiu, Anița aia, Nelson Mandela, mă sună tot felul de oameni, adică sunt la procesul etape, efectiv. Adică hai să nu vorbim ca niște birgeri, că e totuși un radio respectabil. Bun? Da. Hai. Da. La mea muzică acolo am fost de-am luat pe cineva și vin doi băieți cu o fată, tipa super frumoasă, super, super frumoasă. Vin băieții, adică, băi, ia aici 100 de lei, du-o și pe fata asta în băneasa. E bine? Zic, da, frate, zic, ce, cum să nu fie bine? Fata aia, mamă, ce mare talent, ta, mare frumusețe, nu știu pe ce era, dar era pe ceva și ea. Se vedea că e pe ceva, dar nu știu, ori pe alcool, ori pe... A, ei consumase, revenea după o noapte lungă, sau... Da. Și fata mai, deci vrea să avea chef de nebunii și nu zice, uite mă că băiețe ăștia tot am mai rămas să bea și eu am și eu chef să fac ceva și n-am cu cine și tu mai refuz, da? Îmi zice ea mie. Eu zic, mă, da, zic, dai seama că au ei motivele lor, zic, nu știu acum care-i treabă. La care tot mergem, zice, auzi, dar nu vrei să te pui aici în spate să pun o țigară amândoi? Și eu, în moment, iau, nu că eram eu, că putea să fie că sunt orice șofer, nu neapărat că eram eu, că nu, asta scot în evidență că am fost eu, nu, că era cu orice șofer, dacă îl găsea, avea la chef atunci de nebunit. Și băieții aia care au făcut comanda în taxi nu aveau chef, nu, de nebunile, asta înțeleg, nu? Da, nu aveam chef. Și acum știi că ea zice, mai am încă unul acasă care mă sponsorizează, un elvețian, și zice, eu îi zic că-i fac sectoral și el nu mă lasă, zice că e ceva rușidos, nu se fac așa ceva și nu mă lasă să fac chestia asta. Ok, bine. Și intru eu în spatele de ei, în mașină. A, deci tu ai acceptat, invitația ei. Bun, atâta, stai puțin, hai să hai totuși să... S-a întâmplat ceva între tine și ea sau nu? Da, clar, absolut, bineînțeles. Acolo în mașină sau în altă parte? Da, în mașină și zice... Deci, uite, practic... Numărul meu de telefon. A, ți-a dat și numărul de telefon. Na, înseamnă că... Și o sună a doua zi, pe da, ideea când și-a revenit ea la normal, a doua zi când mi-a răspuns, zice, cine e? Zic, sunt taximetriști de atară care...
Și taximetrist, domnule, să nu mai măsunați când îți faceți probleme, vă rog frumos, să nu mai măsunați. Păi e bine, niciodată. Asta dacă mă întreb pe mine nu-i chiar de râs, adică, mă rog, fata aia era totuși într-o stare. Deci, practic, tu, cu alte cuvinte, ne spui că îi dădeai motive soției tale să fie geloasă, nu? De ce? Din ce cauză? Jur că nu am... Eu sunt așa, sunt eu, oricum e așa, m-a cunoscut. Nu că sunt eu mare legagicar sau tot. Dar eu, asta meserie, m-a cunoscut în taximetrie ca șofer. Cum să zic, ea are niște pretenții acum, după 12 ani de relație cu ea. După doi copii are pretenții să-i zice că nu vorbești, că vrea să nu mai am anturaje cu ăștia. Bă, bă, și cu cine vrei să am anturaje? Cu președinte, da, cu cine? Dacă tu așa mai cunoscut, zici că am fost mare director și am decăzut la statutul de șofer. Așa mai cunoscut ăsta, eu nu m-am schimbat. Tu ai niște pretenții foarte mari de la mine și eu nu pot să... Păi care erau pretențiile ei ca tu să fii loial? Da, să nu mai vorbesc cu nimeni, să nu mai... nimic. Păi și tu îi dădeai motive până la urma urmei sau nu îi dădeai motive să fie gelos? Nu am motive, dar din ce cauză? Vorbește foarte urât cu mine, vorbea foarte urât, că nu am mai dat voie, că am plecat de acasă. Efectiv, nu mai suport, decât să fac bune de rele, mai bine am plecat de acasă. Vorbea foarte, foarte, foarte urât cu mine. Da. Și am, nu mă respectă, nu apreciază ce câți bani i-aduc, că i-aduc mulți, i-aduc puțin... pentru ea nu contează chestia asta. Little fanat. Și zice cum să zic, vorbește foarte urât în schimb cu mine și am explicat treburile astea și nu-mi convine și am plecat de acasă. Îmi spune de copii că nu-mi iubesc eu copiii. Băi, dacă nu-mi iubeam, nu stăteam atâția ani de zile cu ea, că ea nu e nicio femeie frumoasă ca să poți să zici că... Bine, nu cred că asta contează, adică doar la urma urmei tu ai luat-o de nevastă. Acum nici nu e ok să o porc că ești la radio, că doar ți-a fost soție, adică na. Nu mă interesează, Vlad, pentru... Da, atât aș putea să zic că cumva, n-am ce să zic mai mult de atât, dar cumva ai profitat de fata aia care era sub influența alcoolului sau sub influența drogurilor, știi? Adică asta nu prea e ok. În fine, mergem mai departe să vedem ce ne mai rezervă noaptea asta fatidică de aici, de la radio de noapte. Alo, ești în aer la zona de confort. Bună, Vlad, părea că ai nevoie de ajutor și de asta am sunat mai mult. Da, așa pare. Se vede, nu? Da. Bun. Nu știu, mi s-a părut că ai clipit de două ori și am zis să spun. Super. Mulțumesc mult de tot. Uite, vezi, înseamnă că cumva cu unii dintre noi încă ne simțim cumva într-un mod sănătos unii pe alții. Da. Bun. Ca să purtăm... o discuție și despre subiectul pe care l-ai propus. Păi dacă până acum sunam Nelson Mondialul și alți oameni, n-ai ce să-i faci. Da. Ce credeam eu la un moment dat că e important și ulterior mi-am dat seama că nu e, cred că părerea altor oameni despre mine pune un foarte mare accent pe treaba asta. Automat o făceam în așa fel încât să mă placă toată lumea sau ascundeam anumite aspecte ale vieții mele care ar putea da urât într-un anumit cer de oameni. Și asta m-a afectat destul de tare. Dar cărui fapt crezi că se datorează dorința asta de a impresiona oameni? Și când vorbim de asta, vorbim de toți oamenii sau vorbim de anumiți oameni? Cred că de toți oamenii. Pentru că la momentul respectiv nu cred că aveam o persoană atât de apropiată, mă rog, o prietenă foarte bună cu care să mă pot simți în largul meu și cu care să mă comport așa cum eram eu, de fapt. Dar cum erai tu, de fapt? Cum eram eu, de fapt? Da. Ce parte din tine nu puteai să le arăți oamenilor din jurul tău? Că nu... Chiar
chiar dacă sună ciudat, nu puteam sau mi era jenă să arăt partea mea amuzantă. Mi se părea că tot timpul trebuie să dau dovadă de seriozitate, de cu totul și cu totul alte lucruri, de maturitate, poate mult prea devreme, pentru că în momentul în care eu am traversat perioada asta, aveam 13-14-15 ani, adică a fost perioada adolescenței. Și îmi doream să fiu sau să par mult mai matură decât sunt, sau să par mult mai serioasă decât poate eram. Și chestia asta cred că se datorează faptului că am crescut, pot spune, până la o anumită vârstă în umbra unui frate mai mare și care a fost bun la toate, care a excelat la învățătură, la sport. Și probabil de aici nevoia asta de a performa în absolut orice. Da, da. Încercam cumva să fiu ca el și să fiu și eu plăcută așa cum era el. Pentru că era și este în continuare un om plăcut. Dar cu timpul mi-am dat seama că noi suntem diferiți și că avem lucruri diferite care ne recomandă în mod separat și că eu nu trebuie să fac lucrurile ca el ca să ajung să fiu plăcută. Și când am început să fac lucrurile ca mine, mi-am dat seama că pot să fiu plăcută și nu mă mai interesează de cine mă place, cât mă place, ci m-am, nu știu, m-am simțit eliberată. Dar îți mai aduci aminte care au fost lucrurile pe care le-ai făcut pentru prima oară ca tine și nu ca fratele tău? Ca cineva care vrea să performeze în orice, să ia 10 cu felicitări? Cred că în primul an de facultate, acum câțiva ani, 6-7 ani. Și ce s-a întâmplat atunci? Adică ce anume ai făcut și s-a devoalat? Cred că am început să citesc cărțile care îmi plăceau mie și care nu mi-erau băgate pe gât de mama, pentru că erau citire de frate meu. Și mama ta îți recomanda ție cărțile pe care fratele tău le citea sau le citise? Eu a fost dată și mai devreme la școală pentru a urma pentru a avea aceeași învățătoare pe care a avut-o fratele meu, pentru că dacă aș mai fi așteptat un an așa cum ar fi trebuit în mod normal, nu aș mai fi prins generația învățătoarei și na, care ea urma să iasă la pensie, trebuia să urmez același liceu pe care l-a urmat și fratele meu și trebuia să fiu bun la lucrurile pe care fratele meu le făcea în mod foarte. Și acum ești copilăroasă, acum ești ludică, îți permiți să te joci, îți permiți să fii tu, practic. Crezi că ai ratat niște experiențe când erai mai mică? Tocmai din pricina faptului că te străduiai să fii serioasă, să fii studioasă, să fii... Da, cred că le-am ratat și acum mai resimt într-o oarecare măsură perioada aia, referitor la seriozitatea și la maturitatea pe care o am, pentru că eu bine, poate nu doar de una singură, ci și prin prisma experiențelor pe care le-am avut în perioada adolescenței și imediat după, au fost niște lucruri care m-au maturizat prematur și cumva dacă nu am trăit toate lucrurile la vremea respectivă și pe urmă s-au întâmplat și toate lucrurile care s-au întâmplat, practic am ajuns să fiu foarte, foarte matură la o vârstă destul de fragedă și acum nu e atât de ușor să mai fiu ludică sau... Da, acum ești tu însăți, nu? Acum asta este vocea ta, nu? Asta e vocea ta adevărată. De sens, da. Uite, chiar zice cineva, salut Vlad, eu m-am îndrăgostit de vocea domnișoarei. Na, uite, vezi? Wow! Na, wow! Ar trebui să faci radio. Măi, fato, tu ai talent. În fine, îți mulțumesc mult de tot pentru acest colac de salvare care a dus la sfârșitul. Mulțumesc și eu, să mă pot culca liniștită acum, că, sincer să fiu, am pus telefonul pe pernă să te ascult în timp ce încerc să adorm și am zis că o să fie sigur o emisiune foarte, foarte liniștită, dar uite că, nu. Dacă am folosit cuvântul bar, na. În bar mai intră și oameni care vor să fie liniștiți, dar mai intră și vampiri, demoni,
Ți-ai pus telefonul lângă pernă să te liniștești și uite că au ieșit din telefonul la tot felul de alte voci din alte m-am străfunduri. M-am trezit, aveam glicemia scăzută, am tras de frigider, am mâncat ceva și am zis să te sun. Tenebroase, da, e, lăsați. Vino aici, măi, fato, vino aici și vorbește cu oamenii ăștia în locul meu. În fine, îți mulțumesc să mult de tot. Să știi că nu sunt de partea de radio, nu spune de două ori. Aolo. Aolo, vezi că sunt la poliție, lăsați-mă pe aia, vezi că ușor, 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 ușor deraiază și conversația noastră. Bine. Hai să o chem aici cât mai ok. La revedere. Poliția, da, să mă aștepte la ora 1 la Radio Zoom față, că e pericol. În fine, uite, cam ăsta este un exemplu cumva de discuție civilizată la care mă aștept. Dar într-adevăr, uite, am aflat ulterior, mi-a scris cineva că este Blood Moon. Este luna însângerată și de-aia ies toți vampirii și toți vârcolacii și toți demonii. Eu când am spus frăția nopții, mă referam la noapte, la oameni, nu și la celelalte legioane care fac parte din frăția nopții. Și de-aia e luna în care ieșeau vânătorii, cică. În fine, bine, am ajuns la miezul nopții, practic un moment de respiro, dar și de confort în același timp. Zona de confort. Așadar, și prin urmare, măi publicule, după cum ți-am promis, zona de confort continuă aici la Radio Zoo. Nu se poate, domnule, nu se poate. Deci, uite, se spune că indienii ăștia din America obișnuiau să iasă fix acum în noaptea asta la vânătoare. În noaptea lunii însângerate. Și se spune că cele mai adânci traume, cele mai adânci răni și totul toxic, totul ce înseamnă toxic în oameni, practic, ies acum la suprafață, practic. Deci este o noapte de purificare, ca să zic așa. Acum... E simpatic în povestea. Știi, de exemplu? No, nici măcar, deci nici măcar Steve Vai n-a reușit să te scoată, omule. Eu înțeleg că ai poftă de vorbă, da. Da. Bună seara. Alo, bună seara. Bine ați venit la zona de confort, doamnă, domnișoară. Domnișoară, bine am revenit. Mi-aduc aminte că am mai vorbit acum câteva luni relativ la iertare și mi-am făcut și în seara asta curaj să sun iar. Când vorbeam despre când ai iertat pe cineva? Da, sau când da, am mai vorbit și atunci și mi-am făcut curaj să revin și în seara asta. Am ascultat discuțiile de mai devreme. Da, și a fost o seară fatidică până acum, dar cumva voi dați tonul, adică dacă îi lăsați pe ăștia să sune, așa va fi emisia, adică eu n-am nicio problemă, eu vorbesc cu toată lumea, este o emisie socialistă, dacă vreți să spun așa, eu n-am nicio problemă, vorbesc cu absolutamente toată lumea. Și eu, la fel ca și tipa de mai devreme, am sunat ca să te salvez, să zic așa. Ce drăguțe sunteți. Uite, vezi, salvarea mea sunt doamnele și domnișoarele, ascultătoarele. Să zic așa. Da, și pentru asta îți mulțumesc. Yes, da, ce era important, ce era neimportant și tu credeai că este important? M-am gândit la mai multe subiecte, dar am ales unul care, să zic așa, îmi vine și materialul și emoționalul. Cam 20 de ani de zile am locuit în același apartament cu familia sau singură, sau cu mama sau cu tata, și în perioada facultății, și eram foarte atașată de el, și până la urmă a trebuit să mă mut de acolo. A fost foarte grea perioada respectivă și credeam că oriunde o să mă duc nu o să mă mai simt ca acasă și nu o să mai fie același vibe, pentru că chiar dacă am schimbat mobila de atâtea ori sau au fost atâția oameni în vizită sau s-a schimbat apartamentul de atâtea ori, tot era, să zic, sufletul meu acolo. Adică lângă părinți, nu? La asta te referi? Nu, mă refer la locație în sine și la apartament în sine. Avea foarte multe încărcături de când eram eu mică, de când de când fusese familia mea altfel și așa mai departe, și mi-era foarte teamă. Erai atașată emoțional de locul ăla, nu? Eram și încă sunt cumva, dar nu mai am acces acolo. A trecut deja aproape un an de când m-am mutat și am realizat că
Sunt mai importanți oamenii cu care îți faci amintirile, nu neapărat unde le faci. Pomul sfințește locul, iartă-mă, am zis o platitudine, dar trebuia să o zic. Asta clar, e situația, clar. Este și o seară fatidică în care pot să spun orice, practic, oricum s-a spus. Am spus o grămadă de enormități, fără voia mea. Deci asta ar fi un lucru, da? Un lucru pe care tu credeai că e, pe care tu credeai că important. Foarte important, da, da, și de fapt n-a fost. Bine, cum să zic, încă nu sunt la finalul procesului de vindecare. De ce? Încă mai, adică nu te-ai mutat de toți, ai mai lăsat lucrurile acolo în apartament? Da, m-am mutat de acolo, nu mai am treabă, dar încă mai am unele momente în care mă uit la poze sau ascult muzică și mi-aduc aminte de, adică mă rog, amintiri, dar da, într-adevăr, concluzia este că omul sfințește locul, cum ai spus și tu, și petrecând anumite momente cu anumiți oameni, poți să fii și în vârful muntelui, poți să fii și la o terasă. Da, trebuie să fii cu oamenii care contează acolo, cu ăia puțin. Cât sunt în viața ta ăia care contează? Da, nu știu dacă era o întrebare sau... Cât sunt? Știi cât sunt? Băi, dacă stau să fac un calcul, m-aș gândi așa să zic 5. Inclusiv și familia, bineînțeles. 5. Deci familia asta însemnând soțul? Doamne, scuze. Nu, eu sunt aproape de băncile facultății, nici chiar. Scuze, eu. N-am știut. Păi, da, ai o voce matură, scuze. Adică eu nu văd fața, aud doar vocea și cumva... Da. Nu. Deci tu câți ani ai? Nu vreau să mă identific chiar așa, între 20 și 30. Deci între 20 și 30 de ani ai. Da. Ei, asta nu te identifică nimic. Am și care sunt, nu contează. Care sunt persoanele alea? Da, păi mama, tata, sora, prietena cea mai bună și prietenul. Și iubitul? Da. De cât timp sunteți împreună? 2 ani. Sper să n-asculte. De 2 ani și ceva. Și crezi că el este sau la un moment dat peste luni, săptămâni, ani o să suni și o să zici, mai știi că eu te-am sunat atunci cu lucrurile neimportante. Acum sunt 4 persoane. Nu. Cum să zic? Din contextul familial din care provin eu, nu am conceptul ăsta de the one sau nu mi l-am format încă. E bine așa cum e și Doamne așa să fie foarte bine și de acum încolo. Dar care e una dintre cele mai frumoase amintiri pe care le ai acolo în apartamentul al tău? Fostul apartament din care ai zburat. Văd acum că te agăți de mine cu orice preț. Dacă vrei, aici se termină conversația noastră. Nu, că îmi face plăcere, dar mi-e greu să definesc. Uite, de exemplu, o amintire recentă este Crăciunul trecut și ultimul în care am făcut bradul acolo, dar am cumpărat un brad foarte sărăcăcios și chinuindu-ne să îl montăm, i-am rupt picioarele și a fost așa o bittersweet memory. Da, un moment care e foarte stresant atunci, că practic n-ai brad și seara de Crăciun. Da, după aia când te uiți în spate bănuiesc că da, nu e atât de rău, adică a fost un moment de familie. Da, a fost la Scălanul, în altă casă, alt brad, deci nu mai contează, a fost așa ușor de traversat. Dar ai spus că erau niște perioade mai vesele la un moment dat în familia ta, s-a întâmplat ceva? Adică s-a despărțit cineva? S-a dus cineva? Da, și. Dar nu contează, pentru că oamenii au rămas uniți în inima mea și îi am pe fiecare pe speed dial când e nevoie. Na, bine. Atunci îmi pare rău pentru neplăceri. Nu te trag mai mult de limbă ca să nu crezi că mă agăț de conversații și că sunt complet independent. Sunt un DJ de radio complet independent. Glumesc, nu. Mie face plăcere să vorbesc. Da, uite că eu eram o rană deschisă și pe mine să știi că m-ai rănit foarte tare că ai spus treaba asta despre mine. Bine. Îți mulțumesc că ai sunat și că mi-ai oferit un colac de salvare și... Sper să nu rămână cu supărare. Doar mă victimizam atât. Poate că o să avem un subiect și despre victimizare la un moment dat. Poate ne vom vedea și la Casa de Modă. Sigur că da, te aștept la spectacol. Ceau, noapte bună!
Uite, un alt exemplu de conversație ca oamenii. Ia să vedem. Da, ești în aer, la zona de confort. Bine acuza. Da. Alo. Bună seara. Bună seara. Și bine ați venit la zona de confort. Sunteți în aer, sunteți stratosferic sau stratosferică. Ce vreți dumneavoastră să friți? Mă auziți? Sunteți, sunteți în regulă? Sunteți în regulă? Am așteptat ca să termin discursul. Atâta, nu, că nu era un cine știe ce discurs. Era un discurs de bun venit. Bun, bine ai venit la zona de confort. Așează-te. Nu te descălța. Mergi. Nici nu sunt descălțată. Bă, rog. Cercam și eu să fac o metaforă aici, dar nu mai contez. Intră și tu încălțată în sufletul meu. Intră încălțată în sufletul meu în seara asta. Că e voie, înțeleg că e blood moon, e luna însângerată. Am avut în seara asta, deci crede-mă. Ai avut nervi? Și tu? Cine mai are nervi? 0747221815. Și de ce ai nervi? Ia spune. De ce, da. Ce ți-a provocat nervi? O secundă. Dacă mi închizi telefonul, trântesc astea pe aici. Aolo, doamne, alo. Da. Așa, ești pregătită? Poți să vorbești? Poți să porți o conversație? E ok sau? Nu, am dat radio mai încercat. Așa, bun. Da. De unde ești, draga mea? De România. Ai, e incredibil, a intrat luna însângerată în voi toți. Dar deci nu vă permit să mi afectați noroc, sufletul. Serios îți spun. Ce? Mă ce bucur serios? Că ai spus la radio că este luna însângerată. Că așa ți-ai explicat și tu niște deci lucruri cu privire la tine, sau? Exact. De ce? Ia spunem, cu ce deci ți-au greșit? Deci n-am mai răbufnit în halul ăsta, cred că de, nu știu, cred că de 10 ani de zile. Dar ce înseamnă răbufnit? De ce? Cum ai răbufnit? Da, nu știu, să mă las, influențată de... Când o ești persoană tu... anume sau de cine? Mediu înconjurător. Definește, te rog eu frumos, hai să nu mai vorbim în termeni de ăștia general, că nu folosește la nimic, adică... Nu, cine te-a enervat? Hai, spune, ai așa concret. Măi, nu mai are importanță. Să vorbim despre subiectul de azi. Să n-ai pe importanță, că mor, mă dau cu capul de butoanele astea, băi. Deci, hai să spun despre ce ai zis tu, ce consideram că este important și nu este, de fapt. De fapt, nu era important, da. Mhm. Sunt două subiecte. Adică... Nu, subiectul e unul singur, dar... Subiectul este unul, poveștile da, s-ar putea să fie două. Da, exact. Așa că, la urma urmei, până la unul noaptea, o scoatem la capăt, bă, tată. Da. Bun. Uite, unul de motivele pe care le consideram foarte importante când eram mică, erau banii. Și consideram că banii, din cauza banilor, oamenii nu sunt fericiți. Adică familia noastră nu-i fericită. Pentru că aveați bani? Sau pentru că erau într-o alergătură avea. După bani? Da, exact. Lipsa banilor consideram că este un motiv de supărare a anumitor membri. Cine era mai supărat? Cine se supără și... mai mare? Poftim? Cine era mai supărat că nu, că nu aveați bani? Părinții. Măi. În special partea feminină. Mama, să spunem așa. Ok. Deci mama. Iar mai apoi am ajuns să avem foarte mulți bani. Peste noapte sau? Da, peste noapte. Ați câștigat la loto? Nu. În fin. Deci dacă ai putea să nu fii monosilabic, ar fi perfect, draga mea. Îți aduc aminte că este o emisie la radio. Crede-mă, sunt încerc nu pot, pe adică, cât posibil știu. Sper că apreciez eforturile și dumneavoastră și tu, măi publicule, apreciez efortul că efectiv mai am puțin și scot cleștele, să scot cuvintele din gură. Nu, De ce ți se pare că vorbesc așa încet? Ești monosilabică, nu încet. Cu vorbe puține. Păi, cum spun, în general, de felul meu, nu prea vorbesc dacă nu sunt întrebată. Păi, ai fost întrebată.
Îți mulțumesc. Acum voi răspunde. Da, Mai întreb. Da, efectiv, cea mai monosilabică persoană de pe pământ a sunat la emisiune de radio în care trebuie să povestească lucruri, să discute lucruri. Efectiv, a sunat cea mai monosilabică. Da, nu. Uh-huh. Bine. Uh-huh. Da. Scuze-mă. Da, deci... Cum au venit banii ăștia în familia ta, dragă mea? Ai am spus plecat că au venit în străinătate, da? Deci am... Hai, ca totuși să spun povestea... Hai, totuși, hai, să-ți fie milă. Totuși, lasă de la tine. Am plecat în străinătate. Și... Trăgând acolo una de alta, știi? Cum adică trăgând acolo una de alta? Adică... Cine trăgea de tine? Cine tu trăgeai de cine? Nu, de situații în sine. Știi, mergând și la școală, muncind, cunoscând persoane, ne-am făcut actele cum trebuie. Înțelegi? Nu. Și pun pariu că nu înțelege nimeni. De ce? Păi ca să mergi în străinătate, să poți să te angajezi, să poți să ai... Îți trebuiesc anumite acte. Anumite... Ai înțeles? Adică... traduceri, la la la. Uh-huh. Tu ai făcut școala, ai făcut școala acolo în străinătate? Da. Unde în străinătate? În Grecia. Așa. Dar de ce ai stat atât de mult să te gândești? Adică e un secret sau ești o voce la radio, draga mea, nici măcar nu știu numele. Da, știu. Oricum nu te gândi că îmi dau prea mare importanță. Am sunat mai mult. Nu-ți dai prea mare importanță? Nu îmi dau eu prea mare importanță în general în viață? Da, nu sau... consider. Poftim? În general în viață păi, nu-ți tocmai... dai? Da, tocmai de asta te-am sunat. Ăsta era al doilea motiv. Deci unul din motive de asta am vrut să-l prescurtez pe primul. Ca să spun că totuși banii deci au schimbat. Am văzut fețe ale oamenilor pe care nu mi-am închipuit vreodată. Adică, deși se vedeau, dar, da, chiar te pot șoca anumite lucruri pe care tu consideri că sunt bune. Adică, că, adică nu ai motiv, efectiv, de ce să fii nefericit când ai tot, știi? Nu știu ce s-a întâmplat vreodată? N-am avut niciodată tot, ca să pot să spun că bine, n-am fost pus în situația asta. O parte din ceea ce consider tu că este strictul necesar. Tu crezi în paranormal? Da. Și tu crezi, da, crezi, nu în paranormal. Ai trăit povești paranormale? Pentru că eu acum trăiesc o poveste paranormală radiofonică. Toată viața. Alo, Doamne, Maica Domnului. Da, și după cum îți spuneam, deci banii, frate, poate să facă din om dracu pe pământ. Cunoști pe cineva care a fost făcut dracu pe pământ de bani? Uite în jurul tău. Ce? Da, da. Eu sunt singur în studio, nu știu. În general, în lume. În general, în lume. Da. Da, deci nu. Bun, și ideea al doilea, este... și al doilea, hai că m-am lămurit cu asta, cu banii, mai lămurit, de mai rupt în două și acum... Și al doilea subiect, al doilea. Da, să te lași pe tine pentru alții, foarte nașpa. Când ai făcut asta? Pe ceilalți, tot timpul. Dă-mi exemplu de o situație. Uite, îți dau exemplu de o situație. Am făcut o facultate, da? Ce nu facultate? Am plecat în... Poftim? Ce facultate? Business. Așa. Afaceri. Așa. Da? Așa. Management. Management. Cum să spun? Management. De toate. Am și ai terminat-o? Sau? Da. Da. Acolo era înscris mai mult, nu? Poftim? Examenele erau mai mult înscris? Nu. Erau... Adică trebuia să și vorbești? Da, am înțeles subiectul. Da, erau mai mult înscris, dar mă rog, aveam două examene.
și practic și verbal. Ok. Adică le dădeam și în scris și făceam și prezentări. Pentru că era Universitatea Americană și trebuie să... Bun. Hai să nu divagăm. Da. Eu încerc să te țin cu forță pe linia asta roșie a subiectului. Bun, și erai la facultate. Tocmai îmi dădeai un exemplu despre cum i-ai pus tu pe alții pe primul loc și pe tine pe locul 2. Da. Și ca să nu părăsesc, să las pe altcineva în urmă, că tot timpul, vai, dar nu, vai, nu te duci acolo să faci aia, că eu ce fac, la... Bine. Ok, hai că... Wow. Da. Efectiv, a fost un moment de teatru radiofonic. Cine zice asta? Cine era personajul ăsta? În general, persoanul din jurul meu. Cine făcea? Da, cine? Deci nu mai... vrei să-mi aduci momentele... Nu vreau să mă enervez. Wow. Măi, cine îți spunea lucrurile astea? Nu te duce la facultate. Și de ce îți spunea lucrurile astea? Eu? Uite, și să spunem iubitul și mama, da? Hai ca să... Deci iubitul tău și cu mama ta spuneau să nu te duci la facultate. De ce îți spunea, uite, iubitul? Hai să... Nu să nu merg la facultate. Am avut ocazie să plec la job în America, în Dubai. La diferite joburi, chiar și în Grecia. Și nu, că nu... La Dubai, apoi, în America. Deci să te duci ca ce? Poftim ca manager. Și în America manager. Și în Dubai? Ca manager la ce? La diferite firme. În Dubai am vrut să fac un curs de... Ce cursuri să fac în Dubai? Poftim? Ce cursuri se fac în Dubai? Nu, de la aceeași facultate. Mergeam, făceam stagiatură acolo, știi? Și... Iubitul tău ce spune? Nu, să nu mergi. Și nu numai că nu am mers. Adică am găsit referatul cum am fost acceptat acolo acum vreo 3 ani de zile. Știi? Adică, da. Și el ți-a interzis să mergi și n-ai mers? Nu am mers, normal. Te-a amenințat că vă despărțiți? Nu, nici nu era... Adică într-o relație în care este doar dintr-o parte și nu prea ai cuvânt să spui da sau nu, nu ai cum să te desparți. De cine? Draga mea, îmi cer scuze, dar îmi pare rău, dar aici s-o oprește bunul meu simț. Și aici trag linie okay, între noi doi. Aici gata. Măcar mi-e și frică. Hai, trage concluzie. Zi. Deci te obosesc așa de tare, îmi cer scuze. Este foarte obositor să te urmăresc, să știi. Da. Și nu numai pentru mine, adică okay. Toată lumea aici pe WhatsApp spune același lucru. Îmi pare rău, dar mi-e foarte greu să te urmăresc și na. Aia e. Lasă că mai sunt tu pe alt subiect, poate că poți să articulezi mai bine pe alt subiect, cine știe. În fine, îți mulțumesc mult de tot că ai încercat să suni și să mă salvezi, ataie-te. Cert este că în noaptea asta îmi dau doctoratul radio și în răbdare. Alo, dacă... Alo, da. Salut. Te salut cu deosebit respect. Ești în aer la zona de confort, omule. Mersi frumos, uite, tocmai am dat pe mute laptopul, știi? Super, îți mulțumesc, da, îți mulțumesc. Pare că știi cum să face treaba asta. Pare că urmează o conversație decentă, dar nu vreau să mă arunc având în vedere cum a decurs noaptea până acum. Eu. Nu, dar asta era, nu știu, mi-a luat cuvântul înainte, știi? Vreau să întreb, te cunosc în sensul în care te urmăresc, știi? Da. Așa îmi place foarte mult de tine, felicitări, ok. Este prima oară culmea când ascult emisiunea de noapte, știi? Îmi pare rău. Au fost altele mult mai bune. Nu, scuze și mie, știi, zic, bă, chiar așa e în fiecare noapte, vreau să te întreb. Tu ești de vină. Înseamnă că tu ești de vină. Dacă n-ai mai ascultat până acum și fix astăzi e prima oară când tu asculti, asta înseamnă că tu îmi porți ghinion. Din cauza ta a sunat Nelson Mondialul.
Din cauza ta am sunat toți oamenii. De ce dai vina pe mine? Că chiar n-am nicio vină, știi? Păi, ce vrei, să dau vina pe mine? Nu mai vine, dăm vina pe alții. Păi ce? De ce să fie vina mea? E vina nu, ta, dar eu vă ascult non-stop, știi? Adică dimineața, clar, în mașină, clar, dar seara niciodată. Tot timpul am auzit de zona de confort la tine. Păi și tot timpul am vrut să ascult, știi? Să văd ce subiect abordez sau, mă rog, sau... Așa mai departe, știi? Fix, în seara asta s-a nimerit că te ascult, da? Mă rog, s-a nimerit seara mai nasoală, știi? Uite, ce se întâmplă? Întreabă cineva la 0747221815 ce se întâmplă la radio? Nu am mai râs atât de tare de mult. Da, da. Deci înseamnă că a nimerit seara frumoasă, amuzantă. Băi, da, de atâta vreme, dacă voi ați râs, eu sunt fericit. E bine să râzi. Foarte bine. E bine să ne râdem. Așa. Bun. Deci e pentru prima oară când ești la zona de confort, omule, și pentru asta îți mulțumesc. Ai prins-o de la început? Da, da, da. Deci cumva ai văzut că eu vreau, eu îmi doresc. Da, știu. Dorință există, putință, am mă rog. Am văzut că încerc. Da. Asta mă recomandă. Eu încerc. Na. Asta e. Ce credeai că este important și de fapt nu era așa important, omule? Ca să revenim cumva la ceea ce... Sincer, acum, pe bune, asta mă teme. Ai abordat un subiect foarte, foarte profund și foarte în care poți să derivezi în foarte multe lucruri. Sunt foarte multe lucruri de vorbit. Depinde cum abordezi subiectul, depinde cu, de fapt, cum abordezi... Păi da, tocmai de asta am și ales acest subiect, pentru că sunt foarte multe discuții. Da, îți mulțumesc mult greu. De tot că ești de acord cu mine. E greu? Da, fără doar ce poate. Deci nu poți să concretizezi un răspuns, nu poți să-l cristalizezi. Ba da, fără de... Dar depinde pe ce rămuriță o luăm, știi? Omule, ia-o pe ce rămuriță vrei tu și poate că vom ajunge la un moment dat pe aceeași creangă. Da, într-adevăr. Suntem, mă rog, sau oricum, dacă suntem aici cu toții, e clar că nu suntem pe creanga noastră niciunul dintre noi. Evident, dar nici tu nu ești pe creanga păi ta. Păi asta e, ce-o fi în capul meu, dar ce-o fi și în capul vostru. Asta zic. Bun, așa. Hai să o luăm. Ce ai crezut tu că este neimportant? Tu este important și de fapt era neimportant. Mă, sunt foarte mult lucruri. Eu am crezut că este foarte, foarte important în viață să fii tu ok cu tine însuți, să faci tu tot ceea ce ține de tine însuți, să faci bine în profesie, să excelezi, da. Să excelezi în relație, să dai totul, să fii sincer, să fii super mega ok, în viață să fii un om bun, ok, nu știu cum se poate defini, așa mai departe, dar am văzut că nu e ok. Deci nu e ok să fii perfect în tot? Asta spui? Nu. Tu ai reușit să fii perfect în tot? Nu, bineînțeles. Adică a fost un segment al vieții tale de, nu știu, o săptămână, două săptămâni, șase luni în care ai simțit că îți merge strună în efectiv toate ariile vieții tale? Nu. A, dar asta credeai tu, nu? Că trebuie să fie perfect peste tot. Nu, asta cred eu, asta credeam, asta era concepția mea. Da, pe asta... Să mai exprim un pic mai bine, știi? Da, 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 asta te-am întrebat și eu. Deci tu credeai că trebuie să fie imaculată orice... Da, și asta greșești, știi? Păi, la job ce muncești, de exemplu? Momentan nu mai muncesc. Ce munce ai? Pe economie și management. Și erai bun? Eu tine să zic că eram destul de bun. Erai printre cei mai buni? Eram cam 1-2. Păi, asta e de ajuns, nu? Înseamnă că era bine. Nu era de ajuns. Uneori în viață nu este de ajuns să fii bun, nu este de ajuns să dai totul. Trebuie să mai ai anumite calități care pentru unii nu sunt în CV-ul lor, să zic așa. Păi unde ai crezut? Unde consideri tu că ai greșit? Am greșit că am fost prea ok și prea cu concepția asta americană, anii 90, în care pornești de la zero și poți să ajungi la infinit, știi? Păi și ce? Capitalismul nu asta ne învață? Nu, niciodată n-ai cum să ajungi la infinit, măcar la începutul infinitului.
fără altceva. Chiar dacă e super mega bun. Și care e acel ceva? Care zici tu că e acel ceva? Cum ai defini tu acel ceva? Acel ceva știm prea bine ce înseamnă acel ceva, că și tu trăiești aceste zile. Adică nașpa. Înseamnă pile, relații și nu dăm pe altele, că nu vreau să dau pe politică sau știi. Da, nu m-am lovit niciodată de asta. Dar, din păcate, adică... pentru persoanele care își dau într-adevăr tot ceea ce pot din ele și muncesc și silință și așa, greșesc și sunt tot timpul, din păcate, persecutate de alții. Și niciodată nu reușesc mai departe. Deci n-ai prea avut noroc, asta spui. Într-o pe sau altul, da, îl putem numi și noroc, dar pe cealaltă parte, țin și făcând și școala și facultatea de management, am ajuns să cred că, de fapt, nu e că n-am avut noroc, n-am fost un bun manager. Pentru că mi-a zis odată un coleg, care el, de fapt, mă rog, a avansat ulterior și bla, 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 și că trebuie să calci peste cadavre, nu trebuie să-ți pese de nimeni. De și nimic. Tu ai putut vreodată trebuie să... Ai putut vreodată să calci peste cadavre? Nu, eu n-am putut niciodată și în consecință situația este care este. Știi? Păi, ce s-a întâmplat? Ai fost exclus din organism sau te-ai exclus singur? Jumătate, să zic. 51-49. Dar, în general, predomină 51%. Ai avut ocazia să calci pe cadavre? Da, am avut de foarte multe ori ocazia și n-am putut, că nu e genul meu. Poți să-mi dai exemplu exact ce înseamnă să calci pe cadavre? Adică ce însemna pentru tine, în paradigma ta, să calci pe cadavre? De exemplu, lucrând într-o multinațională. Da. Să te sap pe tine, Vlad Drăgulin, da, care ești concurentul meu pentru promovare, să te fac pe tine praf și să stap, nu groapă, 10, ca din 10 să cazi măcar într-una sau două, ca să cresc eu mai departe. Și eu am fost de concepția și sunt și voi muri de această concepție. Eu vreau să îmi merg avansarea, tot ceea ce câștig să îmi fac prin merit. Iar din punct de vedere, vorbind managerial, eu am demonstrat multor persoane că pot aduce profit unei companii făcând bine inclusiv angajaților, adică să fie mulțumiți. Dar asta nu era tot, se pare, nu? Nu, se nu, pare nu. Că mai... nu, într-o multinațională nu e așa. Și o știi și tu, sinea ta, sunt pe radio, mă rog. Stai puțin. Și dacă ai fi rămas la jobul respectiv și nu călcai pe cadavre, rămâneai, stagnai pur și simplu pe postul ăla și asta te-ar fi frustrat? Da, și n-am cum să stagnez. Eu niciodată n-am putut să rămân în viață la un loc de muncă dacă n-am putut să dau totul sau să reușesc să fac ceva, să am perspective. Sau să fii avansat, nu? Bineînțeles. N-ai fi avansat niciodată decât dacă... Și meritele să fie, bineînțeles, recunoscute. Și nu neapărat financiar. Un lucru care nu îl înțeleg managerii, dacă ascultă. Nu trebuie să fii neapărat remunerat financiar. Trebuie să știi cum să-ți motivezi oamenii. A, pentru că unii pur și simplu au nevoie de confirmări de genul ăsta, te avansez. Bineînțeles. Deci tu ești mai mult pe zona asta, mie dăm confirmări de genul ăsta, urcăm pe scara socială. Exact, sau dă mai mult, culmea. Deci tu ceri mai multe responsabilități, mai multă muncă, mai mult stres pe aceiași bani până la coadă. Ăsta e adevărul. Dar tu ai nevoie pentru confirmarea ta. Bă, ceea ce fac eu, eu fac bine. Bun. Partea asta profesională am lămurit-o, ca să zic așa. Adică cumva am explorat o parte din ea, o mică parte. Iar pe partea sentimentală, uite, ce iau eu înainte. Da, ești divorțat. Greșeala vieții mele poate a fost pentru că eu tot timpul m-am gândit pentru persoana care a fost lângă mine mai mult pentru ea decât pentru mine. Eu tot timpul m-am gândit ca persoana care sunt cu ea să se simtă mai bine decât eu. Și am greșit. Ai fost căsătorit? Nu, aproape.
n-am copii. Mhm. Ca să excludem și lucrurile astea. Păi... Dar este o mare greșeală tot timpul să pui persoana cealaltă mai presus decât tine și invers. Cel mai important este să găsești chimia aia în care să... La aia se găsește foarte greu, știi? Înțeleg. Și acum care e statusul tău? Statusul meu este... Nu vorbim despre el. E unul foarte bun, este. Vorbim la... Asta, în general, cum ai abordat o subiect. Nu e unul foarte bun? Ești singur? Da. Păi și asta înseamnă că nu e unul foarte bun? Asta înseamnă că dacă ești singur, ești o variantă mai slabă a ta? Da, clar. Dar de ce crezi că momentul ăsta în care ești nu poți fi la fel de valoros ca atunci când ești cu cineva? Ci crezi că ești într-o gară de așteptare și viața ta nu are aceeași valoare ca și cum? Mai ai spus un cuvânt frumos, o gară de așteptare, știi? Mulțumesc, de-aia m-am luat la radio. Da, pentru că nu am foarte, foarte mult să zici că sunt bătrân, am, mă rog, nu știu câți ani, dar eu am avut tot timpul așteptări foarte mari de la mine. Iar pe cealaltă parte, singurele lucruri pe care eu le-am considerat în viață foarte, foarte ok, ar fost să fii cinstit, să muncești, să reușești pe propria ta piele, iar în relație... Nu să trișezi în meserie, la asta te referi, nu? Nu să trișezi. Da, corect. Dar consider că... consider că joburi spunând în față managerilor că nu fac ok ceea ce fac, dar mă rog, nu intrăm în detaliu. A, păi probabil și asta a contat la faptul că nu te-au mai vrut acolo, că le-ai zis că nu e ok ceea ce fac. Păi da, păi scuză-mă, acum știi și tu... Sunt și managerii, sunt împărțiți în anumite categorii, nu? N-aș avea de unde să știu. Gândește-te că eu sunt actor, nu sunt... Eu nu sunt pus, eu n-am fost niciodată pus în situații de genul ăsta și nici nu lucrez în niște structuri de genul ăsta. Mie genul ăsta de viață, mie e complet străină. Nu știu cum e. Da, știu că ești un actor și așa mai departe. E ciudat pentru tine, știi? Încerc să te adaptezi, dar e foarte greu, sincer, viața de corporatist e un piculeț cam dificilă. Uite, că deja lumea, uite, ai vorbit foarte frumos, ai stat frumos pe subiect, te-ai așezat pe el, ai putut să vorbești și pentru asta oricum ai tot respectul din partea mea și toată aprecierea. Vai ce mă regăsesc în poveste, spune cineva. Sunt uite, foarte mulți. Are dreptate, nimeni nu este mai important decât tine. Mamă, dar ce bine este singură. Uite, toată lumea zice că e bine să fii singur, nu e chiar așa. Uite, domnul a câștigat respectul meu, jos pălăria. Vezi? Da, mulțumesc frumos. Dacă nu muncești, cum te întreții, întreabă cineva aici pe WhatsApp. Da, bine, aici intrăm deja în altele și nu vreau să intru. Domne, lumea e serioasă, lumea aici... Nu sunt vagabond, nu sunt șmenar, nu sunt dealer, nu sunt absolut nimic. Dar nu vreau să intru în detalii. Nu vreau să intru. Dacă aș intra în detalii, aș deveni un caz social și n-aș vrea. Am înțeles. Păi, atunci dacă nu deveni... Plus minus, știi? Nu deveni, nu faci asta din tine, pentru că îmi dau seama, adică pot să miros prin radio faptul că ești un tip mândru. Că ai mândria ta și pot să o recunosc și în mine, cumva. Și eu consider că trebuie să muncești ca să devii ceva și doar prin forță. Doar așa voi fi fericit, știind că la sfârșit de drum, bă, am muncit, nu m-a băgat nimeni pe nicăieri, n-am fost pila cuiva, am fost doar pe merit. Și dacă am fost adus într-un loc, așa, am fost adus pe merit. Și... Exact, și ceea ce faci, trebuie să faci pe meritul tău. Exact. Bine, omule, îți mulțumesc mult de tot pentru intervenția ta absolutamente superbisimă. Așa mi-aș fi dorit să decurgă cumva emisiunea de la început, numai că v-am spus, luna însângerată, astea ies vampirii, ies traumele, ies rănile, ies... Na, uite, mai bine singur decât prost însoțit, spune cineva. Mare răbdare ai, trebuie să le tragi vorbele din gură cu creștele, abia aștept să aud ce de bine, așa. N-am înțeles. O mai fi valabilă stagiatura în Dubai? Întreabă cineva.
Aveți o noapte grea. În fine, 021-409-1900, măi publicule, vorbim despre lucrurile pe care noi le credeam importante la un moment dat și de fapt nu erau chiar așa de importante cum le credeam noi. Uite, cum ar fi și chestia asta, că na, fiind artist, evident că tinzi, uite cum e la mine, tinzi să te confunzi foarte mult în meseria ta, te afunzi în meseria ta și tinzi să spui toate merele în același coș și le lași acolo mult și bine, dar numai că sufletul tău mai are nevoie de alte lucruri, de alt tip de satisfacție pe care nu o poate aduce munca, pe care nu o poate aduce cariera. Și foarte mult timp am fost nefericit și nu înțelegeam de ce, pentru că eu credeam că, domnule, voi fi împlinit atunci când toată lumea o va recunoaște că sunt un actor bun și așa, și când știu eu că sunt bun la muncă. Și de fapt nu era așa. Nu e numai asta important. Așadar, și prin urmare, măi publicule, 021-409-1900. Alo. Alo. Da. Salut, Vlad. Te salut cu deosebit respect și cu frică puțin, trebuie să recunosc. Ajuns să-mi fie frică de ce e pe partea aia la alta linii. Stai liniștit, mai foarte puțin. Ia uite, bună seara Vlad, te pup, nu ți-am mai ascultat emisiunea de ceva vreme și îmi pare rău, uitasem cum monopolezi tu o seară de miercuri. A, mulțumesc mult de tot, dar uite, cum cel care monopolează a fost monopolat. Toată lumea care a fost la emisiunea a divagat de la subiectul pe care l-ai, expus în emisiune și mă rog să-l facem. Dar îți spun sincer, eu după părerea mea cred că toată lumea, inclusiv tu, lăsăm deoparte și tot timpul avem regrete și ceea ce noi ne-am dorit. A închis cu urechea. Că tocmai se pregătea de un discurs, dar a închis cu urechea. Hai să zicem așa. Așadar, și în urmare, alo. Bună seara. Da, bună seara. Alexandru, vă deranjează. Te salut, Alexandru, ești în aer la zona de confort. Stratosferic, aș putea să spun. Da, ia spune. Perfect. Ce credeai că este important și de fapt nu era important? Am crezut că e important să muncești toată viața și de fapt important e persoana ta. Și când ți-ai dat seama cam cât ai muncit? Toată viața. Ce înseamnă toată viața? Ani. Nu pot să cred. Cum adică de la 7 ani, domnule? Păi având o vârstă, la vremea lui Ceaușescu, să muncea la câmp, la grădină, unde se putea, cum se putea. Și unde ai crezut tu că te va duce ca fiecare munca? Știi cum e, că fiecare își dorește să se realizeze, să fie ok, să... Dar de fapt, eu la ora asta sunt pe măcin, pescuiesc, nu se prinde absolut nimica, dar sunt foarte fericit și unde ești? Unde ești acum? Sunt la pescuit pe brațul măcin. Păi și când, cum ai realizat tu că, bă, de fapt, nu asta, mai... Asta este pasiunea mea cea mai mare, știi? Și de multe ori m-am lăsat pe mine deoparte, știi? Ca să fie bine pentru ceilalți. Iar în anumite momente când se umple paharul... Se umple des paharul sau... Destul de des. Viața e destul de complicată. Și are multe aspecte. Da. Și atunci câte o evadare din când în când, să te gândești numai la tine, cu tine, mi se pare ok. Oricum nu reușesc niciodată să mulțumești pe toată lumea și nici pe tine însuți. Așa că trebuie să reușești să găsești echilibru cât de cât. Tu niciodată n-ai fost mulțumit de tine însuți? Întotdeauna se poate mai mult, în loc de mai bine. Deci muncesc foarte mult, dar... Dar zici că acum nu prea ai spor, nu? Nu prea atrage undița. Nu, dar nu ies ca să prind pește. Ies ca să stau pe mal și să nu văd de treburile mele. Bă, uite, nici la mine nu prea mai trage.
N-a, n-a tras undița în seara asta. Sau a tras, dar am prins. Este prima dată, este prima dată. Am prins cartoane, am prins. Da, pentru că este foarte liniște în privința pescuitului și sunt singur cu vreo 2 km. Mamă, ce frumos. Așa. Ce frumos. E superb, luna e superbă, un pic de norișori așa. Se vede absolut totul, fără lumină, fără nimica. Dar am dat drumul la radio, ascult de obicei, și te-am prins pe tine. Este prima dată când te ascult. Felicitări pentru emisiune și m-am distrat copios. Deci îți spun, asta e bine. Super încărcat, sunt super încărcat la treabă. Păi uite, vezi ce frumos, uite, pe, pe finalul emisiunii vii tu de acolo din liniștea aia, din zona aia de confort. Tu chiar ești într-o zonă de confort, ești pe barcă. E noapte. Nu, 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 sunt pe mal, sunt pe mal. Ah, acum ești pe mal, nu contează. Sunt pe mal, sunt complet scos din priză la ora asta. Păi, asta. Dar zi... nu m-am putut abține să nu te sun. Sper că n-am deranjat prea mult. N-ai deranjat, nu, n-ai deranjat. Cum să spun, cuvintele astea sunt balsam pentru sufletul meu. Că, uite, măcar dacă a provocat râsul, asta înseamnă că e bine. Dacă ai râs, e bine. Da, eu am un mic atelier de manufactură, pentru că m-am săturat de patron și de alte chestii. A, ești propriul tău patron. O să încerc să te ascult mai des. Deci chiar nu știam de emisiune, de efectiv din întâmplare. Da, miercuri noapte. Hai să ascult un pic de muzică bună, că muzica voastră îmi place. Și, sau mă rog, playlist-ul, să zicem așa. Și am nimerit, am dat vestea emisiunea ta și super ok. Deci, dar muzica pe care am pus-o eu ți-a plăcut? Aoleu, deci gândește-te în locul în care sunt și muzica care ai pus-o, deci ceva mai corect de atâta nu se putea. Exact, uite așa mi-am închipuit și eu zona asta de confort, așa am vrut, asta am vrut să primească lumea, cumva, așa, fix senzația pe care o primești tu din locul ăla în care ești. Da, nu. Bine, acum, na. Asta am vrut eu. De la, de la idee până la materializare, se pare că una este ce vrem și alta este, da, ce este distanță este. Lungă. Este distanță lungă. Okay. Ce să zic, confort plăcut în continuare. Mulțumesc frumos și emisiuni bune în continuare. Da, Doamne ajută. Emisiuni bune cu oameni buni. Ia, fii atent. Alo. Alo. Alo, ești în aer la zona de confort. 3, bună seara, domnul psiholog Drăgulin. Da, bună seara, dar nu sunt psiholog, să știi, nu ați încurcat. Păi în ultimele minute toată lumea și-a vărsat oful la tine. Da, e loc destul, în copaia mea este loc destul. Ia spune, varsă și tu, zi. Ce credeai că este important și nu era important? Ce credeam că era important și de fapt nu este important, faptul ce zic oamenii mai în vârstă. Credeam că oamenii mai în vârstă sunt mai înțelepți, sunt mai, nu știu, trecuți prin viață. Au respect așa de tineri, că îi văd inovatori, că ei sunt generația. Nu, încolo este total opus. Te ridică de pe loc în tramvai, nu? Și spune să dai locul la petre. Nu neapărat asta. Le se cuvine anumite lucruri și de fapt nu este așa. Și tinerii, adică cei puțin inferiori față de ei, merită și ei respectul. Asta e foarte adevărat. Sigur că doar că mă vezi un pic mai tânăr sau cu 30 de ani mai tânăr decât tine și tu ești moșulică și te uiți la mine și mă... Ești supărat pe mine. Păi vezi, ne desconsiderăm unii pe alții. Nu crezi că ne desconsiderăm unii pe alții? Pentru că, uite, sesizez în discursul tău acest moșulică. Și e cumva ironic... Știi, e cumva ironic și asta e o dovadă a faptului că și tu desconsideri oamenii mai în vârstă. Nu e adevărat, nu este adevărat, pentru că eu mi-am iubit foarte mult bunicii și m-au învățat foarte multe lucruri. Ei așa au crescut, omule. Da. Păi da, dar acum noi trăim în prezent și asta este frapant, pentru că eu credeam că trebuie să fii altfel cu bătrânii, dar ei nu te respectă deloc. E, acum probabil că este și de datoria fiecăruia să îmbătrânească frumos. Tu crezi că o să îmbătrânești frumos? Sper să îmbătrânesc. Crezi că fii un bătrân de treabă care nu o să mai desconsidere tinerii? Eu așa cred. Eu cred că o să-i încurajez să facă ce-i taie capul. Care bătrân îți place ție mult? Ai idee așa? Îmi place de George Mihăiță. De George Mihăiță, da. Uite, nu desconsideră tinerii și nici actorii tineri. Ba chiar îi ia în considerare și... Nu simți că ești cu o legendă, simți că ești cu un coleg. Și asta e tare.
Da. Uite, asta am simțit și eu, dar nu vreau să îl fac în vârstă sau ceva de genul ăsta. Uite, asta am simțit și eu vis-a-vis de domnul Dan Bittman, care este rockstar și omul, adică nu simt o secundă că vorbesc cu o legendă a rockului atunci când vorbesc cu domnul Dan. Dar tocmai pentru că omul a rămas tânăr în continuare, nu a rămas conectat. Și la... sunt unii bărbați îmbătrânesc și devin din ce în ce mai feroce sau mai, nu știu, mai cu mult respect. Și George Clooney la fel. Dar ție când... bine, George Clooney, dacă mă întreb pe mine, a fost bine mereu, dar... E tot bătrân, așa cum. Nu, am zis bine mereu, nu bătrân mereu. Bine mereu. A fost bine mereu. Tu crezi că o să fii mai bine la... mai spre Senectute sau acum? Mai ești sau te gândești? Alo? Da, mă rog, hai să încheiem ediția din noaptea asta, măi publicule, cu întrebarea asta. Cu mine rămas așa în suspensie, efectiv, pentru că este o ediție care cu siguranță că ne-a lăsat pe mulți în suspensie. Probabil că voi relua acest subiect sau subiectul ăsta, întrebarea din seara asta, cu privire la lucrurile neimportante pe care noi le-am crezut la un moment dat importante, va rămâne un subiect tabu aici, la zona de confort și... nu vom mai aduce niciodată în discuție treaba asta. Ne vom aduce aminte de noaptea fatidică, de luna roșie, de octombrie 25-26 și aia e. Vom vorbi despre orice altceva, mai puțin despre întrebarea din seara asta, care a fost ce credeai tu că este important și de fapt nu era. Așadar și prin urmare, vă mulțumesc pentru toate telefoanele, vă mulțumesc pentru spiritul de glumă, de salvator, de orice. Mie nu mai rămâne decât să-ți urez sănătate, amor și glorie și să te las cu o piesă care se potrivește foarte bine cu sfârșitul ăsta, cu felul în care a decurs emisia, și să spun că zona de confort se oprește aici.